Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Eliberarea din robie, partea a doua. I-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Psalmul 107, versetul 14. Dumnezeu este implicat în eliberarea oamenilor, inclusiv sau în primul rând moral și spiritual. Când iudeii au fost legați, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. Am citit versetul 13 din Psalmul 107. Domnul Iisus încă eliberează oameni și azi. Ori, dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Ioan capitolul 8, versetul 36. Așadar, urmează acești pași către libertate. Întâi, strigă către Domnul. El a spus: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Ieremia, capitolul 29, versetul 13. Strigătul iudeilor a fost un strigăt repetat al inimii, iar Dumnezeu răspunde încă strigătelor din inimă. Eliberarea începe prin recunoașterea totală a dependenței de El. În loc să încerci să te descurci de unul singur, Biblia spune în 1 Petru, capitolul 5, versetul 7, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. În al doilea pas către libertate, hrănește-ți sufletul din punct de vedere spiritual. Domnul Iisus a spus: eu sunt pâinea vie. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Ioan capitolul 6, versetul 51. Pe măsură ce te hrănești din cuvântul lui Dumnezeu și îți împărtășești stările și problemele în rugăciune, El îți va ușura povara și îți va sătura sufletul. El a venit ca să dea robilor de război slobozirea și să dea drumul celor apăsați, cum scrie în Luca 4, versetul 18. Puneți timp deoparte pentru a citi cuvântul lui Dumnezeu. Meditează asupra lui până înțelegi cum să-l aplici la viața ta. Cunoașterea fără punere în practică este inutilă. Pentru a fi liber, trebuie să te hrănești zilnic din Scriptură și să pui în practică în fiecare împrejurare ce ai învățat. Ferice de omul care își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Am citat din primele două versete din Psalmul 1. Fă și tu lucrul acesta în fiecare zi și vei fi eliberat.